Salutări, prieteni! Eu sunt Adi. Și eu, Cristina. În fiecare marseară suntem alături de voi la ora 21. Și pe site-ul tvgiurgiu.ne ne găsiți live oriunde v-ați afla. De asemenea, suntem prezenți și pe Facebook, pe site, pe pagina emisiunea Suflet Tânăr, unde vă invităm să ne dați like. Ne sunați, ne puneți întrebări, orice vreți, noi vă răspundem. De asemenea, vă invităm în direct, prin intermediul telefonului, să ne spuneți despre stilul vostru de viață astă seară. La numărul de telefon 0346 566 941. Sperăm că ne-ați urmărit și săptămâna trecută și că o să vă uitați și la această emisiune. Nu uitați că vă puteți saluta și prietenii prin intermediul SMS la 0733 107 444, iar SMS-urile voastre vor fi afișate pe ecran. În seara asta avem invitați doi sportivi, pe Kiran Adrian și pe Constantina Alexandra. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce mai faceți? Bine! Da, și noi bine pe aici! Bine, sănătoși! V-ați gândit să ne vizitați? Da! Observ o tensiune așa în aer în studioul nostru. Cred că sunt emoțiile primelor minute. E cam cald aici. E cam cald? Mai stăm un pic și o să te obișnuiești, nu o să ți se mai pare deloc ciudat să fie cald. Ca să, să facem o atmosfera mai ok și să nu ne mai simțim emoționați, haideți să vă întrebăm un pic despre ziua voastră de astăzi. Cum a fost astăzi? Ne-a mers bine. O zi obișnuită? Da. Ca toate celelalte, la liceu, cu teme, cu... Ne descurcăm și noi cu matematică. Mai grele teste ceva? E, nu încă, că suntem abia la început. Nu poți să știi niciodată când apare un test surpriză. Așa e. Da. Haideți să mergem la subiectul emisiunii noastre de astăzi, și anume sportul și stilul nostru de viață. Unde vă așteptăm cu mesaje legate de sport? Pe Facebook-ul emisiunii și de asemenea vă așteptăm în direct la numărul de telefon afișat pe ecran, pentru că nu sunt foarte sigur care e, dar pot să vi-l mai zic încă o dată. Puteți să ne sunați la numărul de telefon 0346 566 941 și să ne dați SMS-uri la numărul de telefon 0733 107 444. Și haideți să ne întoarcem la invitații noștri de astăzi și să vorbim un pic despre sporturile pe care le practicați voi. Hai să începem cu tine, Adrian. Eu practic atletism. Vorbește mai tare, te rog. Eu practic atletism de 3 ani. De 3 ani? Da. Și cum e? Îți place? Îmi place. Fac antrenament în fiecare zi, după mine. În fiecare zi? În fiecare zi. Păi și cum timp ai de timp două ori să te am duci timp la... după școală. După școală în fiecare Câte zi. Câte ore? O oră jumate, două, depinde de program. Deci ajungi destul de târziu acasă. Da. Păi și stai așa și în zilele în care ești la ora 8 de la școală, ce faci? De la 8 jumate până la 10 jumate, 11. Destul de greu. Păi și cum reușești să fii în fiecare zi în formă și reușesc, să nu fii obosit? Reușesc. Că... E bine. E foarte bine. Am înseamnă reușit? Că... Eu nu. Nici eu. Da, înseamnă că nivelul tău de energie e foarte crescut. Cred că mănânci multe fructe cu antioxidanți și... așa ceva. Tu, Alexandra? Eu practic sportul din plăcere, îmi place să fac dans care, și mereu când fac sport mă simt așa eliberată. Mereu, în fiecare weekend, merg la dans, îmi place să fac și gimnastică, sunt o fire sportivă în general, îmi plac, de exemplu, vara merg la not, iarna la ski și în rest îmi place să fac mișcare, îmi place să merg pe jos, să mă plimb cu rolele. Ia uzi câte lucruri faci. Da. O să întreb pe tine, Adrian, mai întâi, la ce performanță ai ajuns? Pentru că astăzi avem pe masă și o cupă și o medalie, văd. Da. În primul rând fac parte din cei primii 10 pe țară la... Primii 10? Primii 10 pe țară la... Mulțumesc la 3 probe, 60 de metri plat. Explică-ne puțin. Haide să viteză. Viteză. Vezi că o să cadă... Ia, hai să arătăm. Așa. Reușești? Asta sunt. Da. Da. Spune-ne unde l-ai luat, la ce concurs l-ai luat pe fiecare, te rog. Cupa a fost luată cu un an. Da. Locul întâi pe județ.
Giurgiu. Și bănuiesc că nu ai fost și mai departe pe țară, dacă ai luat locul întâi pe județ. Nu, nu se califică. Dacă vrei, te duci la național, dacă nu, nu. Dacă noi nu avem... Da, eu cu sportul nu prea. Timpul nu mă lasă, cu toate că mi-ar place foarte tare să practic un sport, poate chiar de performanță. Dar poate o să vin la voi la un moment dat, la... cum ai zis? CSM, Clubul Sportiv Municipal. Așa. Și rămăsesem la ce ai zis că ai luat medalia. Da. Cupa și medalia am luat în acelea zi. O cupă și o medală în acea zi. Da. O performanță. Da. Cupa am luat-o la viteză și... Cât ai alergat? Ca lungime mă refer acum. Nu mai țin minte cât am alergat atunci, dar recordul meu este de 7:40. Pe 60 de rapid. Zic, 7:40 zici secunde. Timpul secunde. Sau ce? Timpul, da. Ok, și mai zi-mi o dată că am rămas blocat acolo și n-am înțeles distanța. 60 de metri plat. 60 de metri plat, adică terenul e plat pe care alergi. Da. Da, e foarte bine. Alexandra, tu, din câte știu eu, dansezi de mică. Da, de la vârsta de 6 ani. Eram așa în căutare să-mi găsesc ceva de făcut, fiind mică, să-mi ocup timpul cu ceva și am zis, hai să mă duc la dans. Și mama m-a luat de mână frumos, am căutat prin oraș și de atunci am rămas până acum și fac și în continuare și sper să fac mulți ani înainte. Pentru că mă mențin în formă, e distractiv, e relaxant și e un mod bun de a mă păstra în formă. Tu cât de des faci sport? Foarte des, în fiecare zi. Asta e secundă, am zis eu sport, am greșit, scuză-mă. Vreau să te întreb cât de des faci dans. Dans fac în weekend de obicei, câteodată fac și de mai multe ori pe săptămână, dar între timp, de exemplu, nu știu, mai merg să mai alerg prin parc. Acum, fiind iarnă, e mai greu așa cu frigul și cu astea, dar când se încălzește afară, mereu o să mă găsești prin parc alergând. Deci vara ești mereu da. Cu rolele. Și pe fugă. Și cu rolele, și fără role. Fiecare după posibilități, da, știi cum se spune. E foarte bicicletă. Da, bicicletă cine are. Tot e la modă cu bicicleta, mersul eco, da. Să salvăm planeta. Știți cum se spune, dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să începem să ne schimbăm pe noi. Așa e. Și cred că e o atitudine foarte bună. Da, am început. Sunt foarte hotărât să mă apuc și o să fac un sport. Ar trebui. Nu? Când? O să fac. Te așteptam să ne spui și noi. O să vă spun, dar o să trimit un comunicat, așa știu, oficial. Ca un președinte, normal. Din data de X mă apuc să fac sportul Y. Da, dar te rugăm frumos să faci și performanță, să ne aduci nouă medalii. O să vin cu o cupă aici, o să o pun pe mai masă. Mare. Dar știți, pot să mă duc să o cumpăr. Păi dar trebuie pe merit, așa cine povestești? Credeți că nu sunt creativ? Credeți că nu pot să fac o poveste acum? O trimiți la un ziar să... Păi da, după aia nu e bine pentru tine, adică tu cu ce te alegi? Da, gata. Mă trezesc. Da. Și de alimentația voastră aveți grijă? Da. Da, e foarte important. Sportul trebuie... merge mână-mână cu alimentația sănătoasă. Adică... dacă faci sport și ai și o alimentație echilibrată, atunci, nu știu, crești frumos, știi cum se zice, armonios, adică toate se îmbină și este ceva frumos. Oricum, tu ai mare nevoie să faci sport pentru că ești împlinită. Nu fac sport neapărat să slăbesc, fac sport să mă întrețin pe mine și, nu știu, să nu mi-atrofiez mușchi. Am înțeles. Și aveți un vis anume, o dorință, ceva sus de tot unde vreți să ajungeți legată pe direcția sport. Asta? La asta. Campionatele mondiale. La campionatele mondiale. Tot la fel, primii 10. Da, da, mult succes. Poate și reușești. La noi vii prima dată să la anunți, noi da? Vii prima dată, da. Clar. Îți dorim succes și te susține. Da. Și tu? Eu, păi, doresc să mă țin în continuare și să nu mă las niciodată de sport, mai ales că, cu o dată ce înaintez în vârstă, din ce în ce e nevoie de mai mult sport să te minți în formă și... N-am așa vise, adică nu aș vrea să fac o performanță, vreau doar să fiu sănătoasă. Dar ce ai vrea tu să faci pe viitor așa? Vreau multe, nu știu. Nu sunt foarte hotărât. Da, da, cred că toți avem multe de făcut și ne dorim să facem multe. Acum rămâne de văzut direcția în care ne va duce pe toți viața și unde vom ajunge. Dar sunt convins că cu ajutorul lui Dumnezeu o să ajungem unde trebuie. Așa este. Cum v-am promis... data trecută, v-am promis că o să mergem și la un alt liceu, să nu rămânem numai la Maiorescu. Și asta chiar am făcut-o. Am fost la Tudor Vianu.
unde... Se pare că, da, îi rugăm pe colegii noștri din regie să ne pregătească materialul din... Tema... Pe ce loc se află sportul în activitățile tale? Sportul se află pe locul 2, pot să spun, după școală, deoarece fac dansuri. Păi sportul în activitățile mele se află pe primul loc, deoarece el mă menține sănătos. Pe primul loc, deoarece sunt în echipa de basket a școlii. Locul 3. Pot să zic că pe primul loc, pentru că nu fac destul de mult sport, însă un loc destul de important în viața mea. Pe ce loc se află sportul în activitățile tale? Păi, pentru mine sportul nu reprezintă un lucru foarte important, dar aș dori să acord mai multă importanță. Pe primul loc. Sportul pentru mine este un lucru foarte important. Încerc să-l practic cât de des posibil. Sportul ocupă un loc foarte important în viața mea. Cred că fiecare persoană ar trebui să practice un sport, deoarece ne ajută la dezvoltarea sănătății, atitudinilor. Mie îmi plac mai multe sporturi. Fotbalul, plimbatul, alergatul. Iată că ne-am întors. Pe material vorbeau colegii noștri despre mâncare și despre ce mănâncă ei, despre cum fac sport, despre cum nu fac sport. Fiecare cum... Să te întrerup? Te rog. Nu vorbeam despre mâncare. Nu vorbeam despre mâncare. Deloc atent. Unde te gândești? Te-ai îndrăgostit? Rău de tot. Se vede. Da. Deci, să spunem despre ce am vorbit în material, da? Da. Hai, te ascult. Despre sport. Așa. Despre stil de viață, despre asta am vorbit. Da. Uite că prietenii noștri de la Liceul Teoretic Tudor Vianu nu sunt chiar așa niște împătimiți ai sportilor, unii dintre ei. Cu toate că cealaltă parte dintre ei au spus că fac sport în fiecare zi. O, ce ziceți? Credeți că ar trebui să-i încurajăm? Da, sportul ocupă un loc foarte important în viața noastră și cred că toți copiii de la vârste cât mai fragede trebuie să fie încurajați să facă sport. Pentru că în felul acesta se dezvoltă armonios și mai ales că sunt în creștere, nu știu, trebuie să-și ocupe mai ales timpul cu ceva și eu cred că sportul este o activitate frumoasă și de asemenea și folositoare. Da. Tu ce crezi, Adrian? Copiii ar trebui să se apuce de orice sport de la o vârstă, cum a spus Alexandru, fragedă, pentru... Se pare că avem un telefon în direct. Scuză-mă că te-am întrerupt. Alo? Alo. Am văzut în emisiunea dumneavoastră, mă numesc Limpeța Luciana, am văzut că în emisiunea dumneavoastră a spus un om că plimbarea este un sport. Nu cred că este un sport. Poate că pentru acea persoană plimbarea este chiar un sport și consideră că plimbându-se își tonifică, eu știu, mușchii de la picioare și se dezvoltă sau... Mersul pe jos este foarte important, mai ales că decât să mergem cu mașina sau așa, mersul pe jos chiar cred că este și o activitate pe care o facem în fiecare zi și o facem cu ușurință și de asemenea facem și mișcare în același timp, luăm o gură de aer, eu cred că este foarte important să mergem pe jos decât cu mașina sau cu alt transport. E și un proverb românesc. Mersul pe jos face piciorul frumos. Păi, nu este neapărat un sport, este mai mult mișcare. Da. Lucian, am reținut bine numele? Limpețanu Lucian. Salut, Luci. Vreau să te întreb și pe tine, tu ce atitudine ai asupra despre sport? Tu faci sport? Ocazional cu prieteni, joc cu fotbal. Am înțeles. Foarte bine. Foarte bine. Și nu faci niciun sport în fiecare zi, nu? Nu. No. Performanță. Decât plimbarea. Decât plimbarea și tu. Uite, vezi, e un sport. Da, uite, și pentru tine este un sport, ca și pentru cel care a spus în material că plimbarea este un sport. Tu ce mănânci? Ce stil de alimentație ai? Cu ce mănânci, da? Păi, de obicei, mănânc cam tot ce prind. Să înțeleg că ești mereu pe fugă și nu ai timp să te gândești foarte mult la alimentația ta. Fast food? Da, da, da. Fast food. Da, cred că ăsta e un viciu al nostru, al tuturor tinerilor pe care încercăm să-l... Mulțumim pentru telefon și vă mai așteptăm! Bun, salut! Pa!
Păi ce ziceți despre mâncarea fast food, cum spunea și Lucian? Mai cum îi zicești numele, fast food este mâncare repede. Atunci când nu ai timp și nu poți, trebuie să mai mănânci în acestea, mai ales când ești pe fugă sau ești la școală sau la serviciu, mai ales. Deși nu este foarte indicat, mai ales că știm că nu e chiar cea mai sănătoasă. Da, uite, eu sunt mereu pe fugă și din nefericire mănânc destul de mult fast food și încerc cât se poate să elimin. Da, e greu, pentru că n-am tot timpul după mine un măr sau un fruct sau orice altceva care se poate mânca repede și în mișcare. Dar mai bine o pui pe mama să-ți facă un sandwich. N-ar fi mai bine? Mai avem încă un telefon în direct. Ia să ascultăm. Vedem. Alo? Bună seara! Bună seara! Numele? Bună seara. Mă numesc Andra. Bună, Andra! Bine ai venit în emisiune! Spune-ne, te rog! Bine v-am găsit! Câți ani ai, Andra? 16. Bun, din ce liceu ești tu? Din Tudor Vianu. Din Tudor Vianu. Ai fost pe interviu? Nu, dar v-am văzut. Dar da. Te-ai ferit de noi, nu? Cam mulți alți colegi de-ai tăi. Lasă că data viitoare sunt convins că o să fiți toți acolo buluc pe noi să ne spuneți părerile voastre. Spune-ne, te rog, ce vrei să ne spui în această seară? Vreau să vă întreb care este scopul acestei emisiuni. Scopul nostru este să îi și distrăm pe cei de acasă, să îi și învățăm ceva în acest mod, adică să nu fie doar o emisiune de distractivă. Să fie o emisiune din care să aveți și ce învăța. Și în primul rând să fie interactivă, adică vă așteptăm cu cât mai multe telefoane. Să fiți în direct cu noi, să ne spuneți dacă aveți vreo problemă pe care ați vrea să o discutăm. Nu neapărat legată de tema emisiunii. Orice. Da, aș fi vrut să discut și despre stilul meu de viață. Te rugăm. Te ascultăm. Spun, chiar când am auzit despre stilul celorlalți de viață, mi-am dat seama că eu nu fac niciun fel de sport și mănânc numai junk food și aș vrea să schimb acest lucru. Da, uite, și vezi, cum vrei tu să schimbi asta? Că ne-ai întrebat de scopul emisiunii. Uite și ăsta, scuză-mă, Cristina, o secundă. Care e scopul? Uite, din chestia asta, ți-am deschis am venit cu o idee nouă pentru tine. Da, chiar m-am motivat. Te-am motivat. Să fac mai mult sport și să încerc să mănânc mai sănătos. Da, e o idee foarte bună. Eu sunt foarte... Îți mulțumim că ne-ai sunat și te mai așteptăm și într-o altă ediție. Ne-a plăcut mult atitudinea ta. Și foarte mult ne-a plăcut la liceul Tudor Vianu. Da. Chiar dacă au fost puțini cei care au vrut să le punem întrebări, care au vrut să le luăm interviuri, dar de ce fugeați așa? Vă așteptăm cu mesaje pe Facebook să ne sunați, să ne spuneți. De ce fugeați așa de noi? Acum deloc la pe Facebook. Îți dai seama? Cum mi-am dat seama? Nu știu, ați fugit de noi când ne vedeați camera, intrați toți în clase. Era pauză, totuși. Mie mi s-a părut o chestie foarte tare. Cameramanul filma în față și un grup de copii de la voi era în dreapta. Când s-a întors cameramanul, toată lumea a fugit. Mi s-a părut foarte, foarte tare chestia asta și, sincer, chiar nu mă așteptam. Deci vă știm destul de interactivi. Nu, n-am înțeles, dar... Chiar vă așteptăm cu mesaj. Teodor Sanda, care a fost data trecută alături de noi, ne urează succes în emisiunea asta. Îți mulțumim mult, Teo. Și întrebare pentru invitați. Avem un telefon și apoi îi punem și întrebarea. Da. Alo? Nu mai avem. Cred că am pierdut... Da. Alo? Alo? Salut! Alo? Cu cine avem onoarea? Teodor Sanda vă deranjează. Salut, Teo, ce faci? Mesajul meu. Mă auziți? Da, Teo, te auzim foarte bine. Măi, m-am sunat să... Deci, așa, ca să lămurim și pe colega mea de mai devreme. În primul rând, scopul emisiunii e ca să, așa cum am spus și data trecută, în prima emisiune, să ne afirmăm noi ca tineri. Da, uite, asta am uitat să spun. Unu și doi, am venit să mă dau un exemplu de pe care n-ar trebui să fie urmat. Așa. Pentru că eu am fost sportiv, am făcut destule sporturi, voi știți că am vorbit la interviu.
Da. Și mulțumesc, Denis, că mă ascult cu asemenea răbdare. Te ascult, sunt foarte curios oare ce o să spui. Toți suntem curioși. Știi, în prezent, fac un sport, se numește SDMS. Ah, chiar eram ceva... Pe bune faci sport? Ce sport faci? Când? Deci sală de mese, asta e sportul meu preferat în momentul de față. Da, am înțeles. Și sper ca ceilalți să nu facă lucrul ăsta. Și cam atât. Și să vă urez succes okay. În continuare și să știți că eu sunt cu voi. Îți mulțumim, Teo. Te mai așteptăm și în emisiunile viitoare. Bine, pa, pa. Pa, pa. Pa. Uite, avem o întrebare de la Ștefan Urâtu. Pentru invitați, ce le recomandați să elimine din regimul zilnic pentru a scăpa de un kilogram două? Uleiul. Ne explici? Conține foarte mult colesterol și... Nu, da. Deci alimentele prăjite. Da, alimentele prăjite. Okay. Așa, uleiul, nu înțelegeam exact la ce exact. Te referi. Uite, se pare că Ștefan vrea să se scape de 1-2 kilograme și să-i recomandăm noi un regim. Cea mai bună metodă e să elimine cât mai mult fast food-ul din mâncarea. Și sport! Și să facă sport, da, să nu le elimini pe sport. Exact! Sportul să nu le elimini. Nu știu dacă suntem noi în măsură să dăm un regim alimentar. Cred că cel mai în măsură pentru așa ceva este un medic specializat pe așa ceva. Da. Bună întrebare. Să le punem? Da, eu zic să... E frică. Pune și întrebarea. Avem o întrebare foarte interesantă pentru voi care n-are legătură cu tema noastră din această seară. De la Mave... SFGJKPA. Deci numele tău ne chinuie. Da. Avem probleme cu el. Sper că nu ți-l pocim. Dacă ți-l pocim, zine cum. Să-l citim și e mai bine. Invitații voștri sunt împreună sau au fost? Nu. Ne răspundeți la întrebare? Nu. Cred că se înșeală. Uite, și Dora ne spune că tu vorbești mai mult, Alexandra. Da. Și... Tu, Adrian, ești mai guraliu pe Facebook. Mă rog, online. Da. Acum, arată-ne ce poți, hai, să te auzim. Spune-ne. Dai o secundă, ne gândim ce să ne mai spui. Nu ce să ne mai spui? L-am întrebat de sportul pe care le-a făcut înainte? Nu. De atletism? Nu. Primul meu sport de care m-am apucat a fost judo. Mă rog, am fost câte. La ce vârstă? 6 ani. Așa. Așa mic? Da. Și te bătea toată lumea acolo? Nu, păi am fost la câteva antrenamente. De unde știi? Ia să vedem. Am făcut și o sport. Da. Probabil spre uimirea tuturor am făcut și o sport. Chiar vreo 6 ani așa am făcut karate Kyokushin. Dar hai să nu vorbim despre asta, că am multe de povestit de atunci. Te ascultăm, mai. Am timp? Nu cred că am timp. Nu? Da, eram, nu mai ții minte, eram ceva, un instructor pentru fiecare copil mic care venea acolo, trebuia să apar, să-l ajut, să-l învăț fiecare lucru de început. Da. Dar hai să ne spui tu, că eu pot să vorbesc mult. După am practicat tenis de câmp timp de 2 ani, am învățat elementele esențiale. De ce te-ai lăsat? Am lăsat pentru că nu am lipsit de la câteva antrenamente și pe aceea... Ce pot să nu mai îmi plac. Am înțeles. Nu te mai atrăgea, cum spunea Alexandra. După am fost la fotbal. Un an. Așa. Și după am vrut eu la atletism. Și să înțeleg că te-a fascinat. Părinții au fost de acord? Te-au susținut? Da, mai ales că... Mai ales tata, pentru că și el a practicat atletism timp de 10 ani. Și... A fost o bucurie că am ales acest sport. Da. Colegii noștri din Vianu ne-au mai vorbit și despre alimentația lor. Rugăm regia să ne pregătească materialul. Mănânci des fast food? Da, zilnic. Consider că ai un stil de viață sănătos? Nu, și aș dori să lucrez mai mult asupra lui. Ai vrea să-ți schimbi modul de viață? Da, aș dori să
mă implic mai mult în activități sportive. Consider că ai un stil de viață sănătos? Da, deoarece nu mănânc de la fast food, nu-mi place. Ce te menține în formă? Sportul. Ai vrea să schimbi modul de viață? Nu. Cât de des mănânci fast food? Fiecare zi. Consider că ai un stil de viață sănătos? Nu prea. Foarte des. Cred că prea mult, exagerat de mult. Consider că ai un stil de viață sănătos? Nu, pentru că mănânc foarte mult fast food. Poate că încerc să compensez făcând sport. Ce te menține pe tine în formă? Cred că alergat ăsta de zi cu zi, alergând toate cărțile și cred că asta. Ai vrea să schimbi ceva la modul tău de viață? Nu, îmi place așa cum e, agitație, mereu, tot timpul, e bine. Cât de des mănânci fast food? Foarte des. Consider că ai un stil de viață sănătos? Da. Ce te menține pe tine în formă? Sportul. Cât de des mănânci mâncare fast food? Sunt la regim și mănânc foarte puțin fast food, pot să spun deloc. Consider că ai un stil de viață sănătos? Categoric, da. Ce te menține în formă? Faptul că fac foarte mult sport. I-ați văzut pe colegii noștri din Vianu. Ei vor să schimbe, nu toți, majoritatea, vor să schimbe stilul de viață. Și cred că e un lucru bun, atitudinea aceasta. Noi tinerii vrem, suntem continuu, într-o continuă schimbare. Continuu. Și mănâncă cam mult fast food. Ceea ce... Sau poate doar ei au vrut să vină la interviu. Da, uite, asta nu m-am gândit. Poate că sunt mulți copii care au grijă de ce mănâncă, au grijă să facă sport. Dar fricoși de cameră. Am și eu o problemă, deci alergam în toate părțile. Îmi pare rău că n-am reușit să-i filmăm, când n-aveam cum să-i filmăm când fugeau, că asta ar fi fost chiar interesant. Atunci scopul emisiunii ar fi fost, clar, divertismentul. Exact. N-am mai vrut să... V-am fi învățat și atunci să nu mai fugiți de cameră, pentru că pot fi lucruri bune pentru voi să apăreți și la o televizor. La o emisiune, da. Ați văzut și voi. Ei vor să schimbe stilul de viață. Da, vreți să vi-l schimbați sau credeți că e ok așa cum e? După mine, eu am un regim și îl respect și nu ar trebui. Ții un regim? Da. Ce n-ai voie să mănânci? Regim alimentar. Nu neapărat. Să o las mai moale cu prăjelile. Cu prăjelile, doar atât, nu? Da. Și tu, Alexandra, cred că nu ai nevoie. Nu ții regim, doar, nu știu, am grijă să mă feresc de anumite alimente, deși sunt o adeptă a ciocolatei, ador ciocolată. Am înțeles. Și am grijă să mă feresc, nu știu, să nu mănânc foarte gras sau, nu știu, prăjel, cum zice colegul. Se înțeleg că nu vă puneți jumările pe masă și, no. Și nu știți cum să le mâncați mai repede, nu? Doar de Crăciun. Doar de Crăciun. Atunci se acceptă. Cam câte kilograme puneți de Crăciun? Pe tine te întreb tu. Eu nu mă îngraș niciodată. Nu? Nu. Mamă, ce norocoasă. Foarte... Da, uite, și eu mă chinui să mă îngraș de mult timp și nu reușesc. Arăs că ești mai bine așa. Și mai vrei să faci și sport. Și vreau să, păi, prin sport vreau să mă îngraș înainte. Mușchi. Să faci mușchi. Da, așa ceva. Să faci de pătrățele, vine vara acum. Uite ce știi, Alexandra. Da, se pare că a trecut repede timpul cu voi, din nefericire. Păi chiar a trecut repede, adică... Uite-te cât e ceasul, adică. Și sperăm că mai avem timp să mai discutăm, dar poate într-o emisiune viitoare. Vă așteptăm. Desigur că o să mai venim. Da. Cum ne-a spus și invitațiilor noștri de data trecută, să fiți pregătiți oricând pentru o a doua invitație. Pentru că ne place aici la voi, este o atmosferă foarte frumoasă, ne distrăm, suntem degajați. Ne bucurăm să auzim asta și sper că s-au eliminat emoțiile. Da. Măcar acum. Măcar acum. Da. Vă mulțumim mult de tot că ați fost astăzi alături de noi. Și noi vă mulțumim că ne-ați invitat și ne-a făcut plăcere să fim aici cu voi. Dacă mai aveți ceva de spus pe încheiere? Păi, ar vrea să le spunem telespectatorilor să se țină de sport, să mănânce sănătos și să aibă o viață echilibrată. Și eu aș mai vrea să adaug ceva. Te rog. Degeaba faci sport și ții un regim dacă tot fumezi. Da, uite, și ăsta e un aspect foarte important pe care degeaba. Am discutat. Am discutat destul în emisiunea de data trecută despre fumat și... Mai bine să cam prea mult și nu mai vrem să exagerăm. Mai bine să mănânc fast food și să nu fac sport decât să fumez. Da, și... Așa, ai dreptate. Să fac sport. Vă mulțumim încă o dată că ați fost astăzi alături de noi și vă mai așteptăm și data viitoare.
Urmează publicitate și o surpriză pentru voi. Să rămâneți cu noi până după publicitate. Se aud câini în Giurgiu, dar nu mai umblă cu covrigi în coadă. Suntem mândri de asta? Eu vă propun să privim Giurgiul și giurgiuvenii cu alți ochi. Giurgiu, înainte de toate. O emisiune moderată de Gelu Brebenel. În fiecare joi, de la ora 19:30. Dacă ești giurgiuvean, pune Giurgiul înainte de toate. Ești tânăr sau ai sufletul tânăr? Te preocupă ce se întâmplă cu noi, tinerii din Giurgiu? Da! Urmărește-ne în fiecare marți seară. De la ora 21 la cea mai tare emisiune cu și despre tineri. Pe cel mai nou și mai liber post de televiziune locală, TV Giurgiu. Urmăriți emisiunea Sport Arena numai la TV Giurgiu. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. De ceasă? Târziu și jumătate. Hai! Păi, ce ai? Ați terminat?
am pus un sandwich. Am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți convins, diseară când vin, vă aduc ceva bun. Serviciu junior! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și EON România. Noi aplaudăm, nu? Bravo! Bravo! În această seară avem trei invitați surpriză și sperăm că v-am surprins în această seară cu acest moment special. După cum urmează pe canapea, în primul rând, micuței Bianca. Felicitări! Bianca Soisun. Bianca Florentina Soisun. Bianca Florentina Soisun. Am intervenit pentru că eu îi spun mai mult Florentina. Copiii spun Bianca, dar mi-a venit mie mai bine să-i spun Florentina și... Să Am se știe. Foarte bine. Mai avem Bianca. Invitat pe Cosmina Străiescu. Bună. Iar lângă Cosmina Străiescu este doamna Flori Iordache. Bună seara vouă și telespectatorilor care ne urmăresc în această seară. Da. Vrem să vă urăm bine ați venit la noi în emisiune și sperăm că vă place la noi la studio. Mulțumim frumos de invitație. Suntem pentru prima dată la televiziunea voastră, pentru prima dată la voi în emisiune și sper să venim de multe ori de acum încolo. Și noi sperăm același lucru. Văd că nu prea sunteți așa, n-aveți emoții și îmi place lucrul acesta. N-avem emoții că a deschis Florentina momentul nostru și ni s-au spulberat toate emoțiile, ne-a transmis așa bucuria ei de a dansa, bucuria ei de a arăta ceea ce știe și ne simțim foarte bine. Da, haideți să vă întrebăm cum întrebăm pe toți invitații noștri. De obicei le punem această întrebare pentru a face un pic mai bine, să nu mai aibă atât de multe emoții. Păi vă întrebăm ce mai faceți? Mulțumim bine, uite, n-au dispărut emoțiile cu întrebarea asta. Ce să-ți spun, uite, noi suntem după o oră de power jump, că tot vorbeați de sport mai devreme, am tras așa cu urechea un foarte pic bine la invitații voștri de dinaintea noastră și am văzut că ați discutat despre sport, despre mișcare, despre ce înseamnă să fii sănătos, să te hrănești sănătos, să trăiești sănătos, da. Așa că putem să ne mândrim și să vă spunem că noi venim de la mișcare, de la 20 la 21 am avut o oră de power jump, deci suntem în formă și ne simțim bine. Foarte bine. O secundă să pun o întrebare, că eu n-am înțeles. Power jump, power cu putere și jump săritură. Ce e exact? Acolo, ia spune-ne, Cosmina. Power jump? Păi, avem mini trambuline pe care facem diferite exerciții care ajută la tonifiere.
și săriți prin aer sau o faceți ca la circ? Sărim în aer, nu facem chiar ca la circ, așa mici sărituri, eu știu, 20-30 de centimetri de la trambulină, dar lucrăm la trambuline, power jump, mini trambuline elastice, înseamnă practicarea sportului aerobic pe trambulina elastică. Am înțeles. Interesant, vezi, dacă noi n-avem nicio treabă cu sportul. Vă aștept în fiecare marți de la orele 20 la sala de sport de la școala 4. Gata, am înțeles. Avem și un set de întrebări, așa, ne-am gândit noi dinainte ce să vă întrebăm. Ți-ai pregătit un set de întrebări? Da, unul foarte lung. Ai muncit la treaba asta? Foarte destul mult. Destul de mult ne-am cam interesat, așa. Da, am ne-a încercat. Ne-a ajutat foarte mult și Alexandra. Alexandra Constantin, care a fost mai devreme și care face parte din familia Millennium Mart, de când era aia mică, 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 de la 4-5 anișori, dacă nu mă înșel. După ea a venit și fratele ei Teo, după fratele ei Teo a venit și Clara. Și uite așa tot neamul Constantin face parte din Millennium Mart. Da, și veneam aici cu întrebarea, cu ce se ocupa asociația? Zic bine asociația? Asociația Culturală pentru Copii și Tineret, Millennium Mart. Cu ce se ocupă exact? În primul rând, avem activități de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri, mai nou și pentru adulți, cursuri de gimnastică aerobică și dans modern, avem proiecte de tineret pe programul Tineret în Acțiune. Toți suntem la o emisiune despre tineri, cred că nici voi nu știți prea multe despre acest program. Este un program european, cu finanțare europeană. Noi suntem implicați în acest program încă din anul 2006. Deci tinerii care activează în asociația noastră, printre care și Alexandra și Cosmina au participat la proiecte de tineret. Și mai nou avem și proiecte pentru adulți, pentru părinții copiilor care vin și activează în, foarte bine, în asociația Millennium Mart pe programul european Grundvig. Am înțeles. Și care sunt activitățile membrilor? Tu chiar citești. Eu chiar am chiar mă uit acolo, așa, ți-ai pregătit. Mai trag câte un ochi așa, ca să, că nu reușesc să rețin chiar N-ai toate. N-ai fost atent la ce am spus. Am fost atent că au activități de tineret folosite prin programul Ground, dacă am reținut. Grundvig pentru adulți și tineret în acțiune pentru, tineret în acțiune pentru tineri. Da. Și ce fac? Cântă, dansează, gimnastică? De exemplu, Cosmina a participat în această vară la două proiecte de tineret pe care le-am desfășurat în parteneriat cu Centrul Municipal de Tineret din Ruse, Bulgaria, și care s-au desfășurat la Ruse. Și ai putea să ne spui mai multe despre ele? Depinde care. Să zicem primul, Green dar a fost Thinking. Cosmina, te rugăm să vorbești un pic mai tare, te rog. Primul proiect a fost un training. La un antrenament pentru... Pe ce temă a fost trainingul? Green Thinking. Gândește verde. Da. Exact, pentru ecologie. Responsabilitate socială, protejăm mediul, da? Da, uite, cred că ar fi bun un asemenea curs și la noi în Giurgiu, pentru că cred că tinerii din Giurgiu chiar au nevoie să gândească green, să gândească verde. Tinerii de pretutindeni au nevoie să gândească verde și să afle ce înseamnă să fii responsabil social. Da, noi avem pregătit și un material filmat la școala 4, în sala de sport. Asta pentru că mă întrebai mai devreme ce activități avem în asociația Millennium Mart, așa cum am spus, cursuri de gimnastică și dans pentru copii. Ne pregătim pentru competiții la nivel național. Copiii și tinerii care activează în cadrul asociației, cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, participă la competiții de gimnastică aerobică și dans modern. Chiar în această primăvară ne pregătim pentru un concurs de dans ce va avea loc la Caracal pentru concursurile de gimnastică aerobică de la Arad, Petroșani și Târgu Jiu în această primăvară. Așa că îi puteți vedea la lucru în materialul de care vorbeai. Exact. Important este gimnastica pentru tine? Pentru mine este foarte importantă gimnastica, este ca un hobby pentru mine, îmi place foarte mult. De cât timp practici? De 4 ani. Gimnastica este foarte importantă deoarece ne putem întreține fizic și ne ajută foarte mult. De cât timp practici? Practic acest sport de 6 ani. Pentru mine gimnastica e foarte importantă.
De cât timp practici? De 5 ani. Gimnastica pentru mine este foarte importantă. De cât timp practici? De 2 ani. Pentru mine gimnastica este foarte importantă. Eu practic acest sport de 9 ani și vreau să fac performanță. Wow! Șocant. Eu n-am văzut materialul, n-am apucat. Eu am rămas uimită. Vrei să încerci ceva? Cu siguranță vreau să fac o roată, o... În câte ani reușești? S-ar putea să reușesc. Se știe. S-ar putea. Chiar am rămas uimit, fac, cum îi spune, șpagatul? Ai văzut sfoară, ai văzut și elemente de contorsionism. Da, ai rămas uimit. Da, muncesc da. Foarte mult copiii ăștia. Nu-mi pot închipui. Petrec în sală ore în șir. Sunt și cu vânătăi și un pic accidentați, dar mergem înainte pentru că vrem să muncim și să obținem rezultate foarte bune în concurs. Am înțeles. Da, foarte frumos. Da, spuneam mai devreme că, bine, nu jumătate dintre ei, dar... Un sfert, destul de mulți sunt acceptați la un show național care se difuzează pe un post de care televiziune. Care se va difuza se pe va. Un post de televiziune da. Național e... de dans. Da, da, chiar, și... scuză-mă că te întreb, chiar am văzut multe medalii și trofee când am fost să nu mă întreb filmă. Câte. Da, să trebuia să spui înainte ca să le număr. Nu. Să nu mă întreb câte. Foarte multe, nu știu. Chiar nu știu cam să spun, deci ce foarte era multe premii. Vorba. Deci avem foarte multe medalii, foarte multe premii, trofee obținute în competiții de dans și competiții de gimnastică aerobică. Atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Sunt de ordinul... Sute. Nu știu dacă am trecut de 100. Uite, chiar nu știu, o să le număr. Nu știu, dar cred că da, este posibil, pentru că, dacă nu mă înșel, când am prezentat raportul pe 2012 către Fundația Nicolae Barbu, am fost premiați în cadrul Galei de Excelență pentru promovarea sportului, parcă au fost 60 și ceva numai în anul 2012. Deci, cu siguranță, am trecut de 100 de foarte mult. Un număr impresionant, pot să spun. Bunesc că sunt luate atât în județ cât și național. La nivel național cât și internațional, în ultimul timp mai puțin am participat la competiții internaționale pentru că sunt destul de ridicate costurile, atât în ceea ce privește transportul, cazare, taxe de concurs și este destul de greu. Așa că am ales să participăm la concursurile naționale, la concursurile organizate de către vecinii noștri de peste Dunăre, unde ne deplasăm mai ușor și cu costuri mai... Suntem convinși că este mult mai ușor de ajuns da. Aici aproape. Da, și am decis să ne implicăm în proiecte de tineret și proiecte Grundvig pentru a reuși să implicăm tinerii în colaborări cu partenerii din alte țări. Am înțeles. Am văzut pe material că copiii foarte mici sunt de foarte mult timp. Păi nu, ți-am spus mai devreme că la noi se vine cu tot neamul. Așa. Adică dacă a venit sora mai mare, vine și cea micuță. Cea micuță exact. Pe care ați văzut-o voi acolo de 2 anișori, cred, este sora uneia dintre fetele care activează în cadrul asociației și care este fascinată de ceea ce se întâmplă în sală și vine și ea la antrenamente și încearcă să lucreze, da. Dar vreau să întreb pe Cosmina de cât timp este în asociația Millennium Art. Păi, dacă o luăm de la început, m-am dus la 5 ani. De la început? Vreau toată povestea. 5 ani, cred că aveam. Am stat 2. Așa. Nu mai m-am dus și am revenit acum 2 ani. Jumătate. Am înțeles. Da. Spune-ne cum e la antrenamente. Frumos. Greu. Cum e la antrenament? Da. Foarte frumos, foarte multă energie. Foarte multă. Ea face un efort extraordinar să vină la antrenamente, pentru că ea este din Slobozia. Da. Și în ce clasă ești, Florentina? A șasea. În clasa a șasea,
da? După ore, după ce își termină orele, iese repede în stradă la microbuz, autobuz sau ia mănene cei pe acolo ca să ajungă la sală și vă dați seama la ora 8 seara, mai ales pe în perioada de asta greu. De iarnă e destul de greu, dar dacă chiar merită. Da. Cosmina, tu faci performanță, cum ai ajuns aici? Ți-ai dorit mult lucrul ăsta, nu? Da, bine, eu nu sunt pe gimnastică, dar mi-am dorit, da. Și îmi doresc în continuare. Îi place foarte mult să danseze, dar pe lângă dans a început să facă și gimnastică, da. Și vrea să dea la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Wow. Hai să vedem și tu. Felicitări. Bianca, tu ce vrei să faci când o să fii mare? Vreau să mă fac coregraf. Coregraf, wow, cât de frumos. Și ai un model pe care ți l-ai ales? Nu încă. Nu încă, mai ai suficient timp, da. Până atunci. Da. Cred că poți să începi chiar de acum să faci câteva mișcări, să înveți pe colegii tăi mai mici, că bănuiesc că ai și colegi mai mici la antrenamente. Cu siguranță că poate să improvizeze și să creeze și să facă momente extraordinare. Ceea ce ați văzut în deschidere, evoluția ei aici în platou, a fost de fapt o improvizație realizată acum, în acest moment, aici. Cred că improvizațiile sunt... coreografie proprie. Sunt cele mai bune improvizațiile. Da. Vreau să vă mai întreb tot pe voi două, vreau să vă întreb. Cum reușiți să faceți față și la școală, să luați și note bune, să ajungeți și la antrenamente și să dați randament cât mai mare? Mai ales tu, Cosmina, care ai și un pat de dat. Ești în clasa 12, nu? Da. Și cum reușești să faci toate acestea? Când îți dorești ceva, faci. Am înțeles. Hai să spun eu, din experiența proprie. Nu știu dacă vă amintiți, probabil telespectatorii cu siguranță da, Luiza Maria Angel a fost în familia Millennium și încă este din clasa 1 și a mers așa la repetiții, la festivaluri, la concursuri, antrenamente peste antrenamente, ani de zile, 12 ani, da, generală, liceu. 12 ani? Da, continuu. A trecut și un examen la liceu, a trecut și un bac peste ea. Uite așa a venit, a intrat și la facultate, a avut rezultate foarte bune și la școală și la examene, a intrat și acolo unde și-a propus, Diana Ancu, dacă nu mă înșel, și ea, da, la fel. A fost chiar în generația în care bacul a fost o problemă și l-a luat cu o medie destul de mare, peste 9. Deci cine vrea să învețe, poate să și învețe, poate să vină să facă și dans, muzică, pictură, gimnastică, basket, fotbal, handbal sau mai știu eu ce. Deci dacă vrei să realizezi ceva, poți să mergi bine și cu școala și să ai și rezultate. Am înțeles, și că da, parte da, și da, pe da. Cealaltă. Deci da. Am exemple. Destul de multe, da, da, da. În familia noastră aici. La Millennium. Avem un mesaj de la Constantin Teodor, despre care vorbeam mai devreme. Da, pe care l-ați intervievat în... în materialul, da, devreme, în materialul, da, vostru. Care vă urează dumneavoastră și Cosminei și Bianca, sau cum îi spuneți dumneavoastră, că am uitat, Iosius, Florentina. Și Florentinei. Mult succes! Mulțumim, dragă Teo, te salutăm, te îmbrățișăm cu drag și o să te muncim mâine. Da, 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 cel mai bine trebuie să... Da, deci suntem și online, să înțeleg. Bineînțeles, da, suntem interactiv cu prietenii noștri, așteptăm să ne sune la telefonul afișat. Dragii mei copii din Millennium Art, grupa mică, intrați pe Facebook, știți că suntem și noi foarte activi, avem grupul nostru pe Facebook și uite așa, avem o foarte bună comunicare, știm ce trebuie să pregătim, știm ce avem de lucrat în weekend datorită tehnologiei, da, 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 da. Iată, o prietenă de-a noastră ne întreabă ce atâta regim și ce atâta sport. Nu vrei, nu faci, nu te obligă nimeni. Nu. Așa e nimic e. Obligatoriu. Vrei să te simți bine în pielea ta, să... Nu neapărat să ții un regim. Uite, Alexandra Constantin, care a fost aici mai devreme... Ar fi culmea să țină regim, Alexandra, pentru că ea este destul de slabă, n-ar avea... N-aș zice, pentru ceea ce vrea ea să facă. Da, n-am întrebat ce vrea să facă. Nu știi ce vrea să facă. Întreabă-l pe Teo, că e... O să-l întreb pe Teo. Da. E foarte bine.
Băi, avem foarte multe întrebări pentru foștii noștri invitați. Da. Îi rugăm să le răspundă prietenilor noștri. Deci... Da, să acceseze pagina de Facebook și să... Probabil că pentru noi vor veni mai după mai... A, nu plecăm. Păi nu mai plecăm atunci. Așteptăm aici să vină întrebările și pentru noi. Cum adică să plecăm așa neintervievați exact. De către... Da, e... Trebuie să amintim, Adi, și de blogul Alinei. Să nu uitați să intrați pe blog Light and Deja Vu. Acolo vă așteaptă multe surprize. Alina a postat foarte multe materiale, multe fotografii. Și... Dora ne întreabă de ce sunt... Ce, cu atâtea întrebări pentru... De ce sunt atâtea întrebări? Păi despre ce ai vrea tu să vorbim? Adică de ce sunt atâtea întrebări? De ce ne adresați atâtea întrebări? Păi și ce să facem, Dora? Să ne uităm unii la alții? Putem să facem asta oricând. Da. Sau pentru Cosmina și zice că... O vrea să spună că virgulă Cosmina, ca să nu folosesc o cacofonie, nu vorbește mult. Cosmina, ești emoționată? Sunt răcită. Ar trebui să te iertăm de data asta, nu? Dar vii cu altă ocazie și vorbim mai mult. Hai că ai multe să ne spui. Cosmina, curaj! Trage aer adânc în piept și, vorbește. Spune ce ai de spus. Sau nu te lasă doamna antenor să vorbești. Cred că asta e problema. Ați instruit-o dinainte. Da, o știu de frică. Așa reclamă îi faci. În niciun caz, Cosmina este, deși acum se află pe partea mea stângă, este mâna mea dreaptă, în sensul că mă ajută foarte mult la sală. Chiar aș putea să spun că este un fel de asistentă, nu TV. Înțeles. În niciun caz. Adică o pot lăsa cu încredere să țin o oră de aerobic sau de power jump sau de zumba dance. Am de plină încredere pentru că participă și ea la aceste cursuri și știe să le țină destul de bine. Chiar a făcut-o pe perioada vacanței de vară, da. A, deci de asta vorbesc tu și așa încet, acum am înțeles. Da, sunt răgușit. Da, am înțeles. Emoționată. Nu cred că e, să știi că mi se pare destinsă, da. Nu cred că are emoții, pentru că ne simțim foarte bine la voi și n-am avea de ce. Ne bucurăm că voi ați ales această temă, vreți să promovați sportul, mișcarea, mai ales în rândul tinerilor, pentru că am observat că prea puțini aleg să facă acest lucru, din experiența pe care o avem noi cu cele, că sunt mai mult doamne și domnișoare care participă la cursurile de gimnastică de întreținere, vin prea puține domnișoare. Deci mai degrabă aleg să vină cele de peste 25-30 de ani, iar când vin colegele voastre de 16, 17, 18 ani, chiar cu greu se descurcă. Am înțeles. 60 de minute. Deci este foarte bine că îi încurajați să facă mișcare, să aleagă să aibă un stil de viață sănătos. Da, mai avem încă o întrebare despre asociația Millennium Art. Cel mai mic membru, câți ani are? Cred că este cea mică. La doi ani nu cred că este membru. Încă nu este, 4 anișori. 4 anișori. 4 anișori. Mai nou pregătesc o grupă de preșcolari, da, de fetițe, că mai mult fetițele își îndreaptă atenția către... Prea puțin, prea puțin, da. Pregătesc o grupă de preșcolari cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani, începători în ale gimnasticii, dezlușim tainele ei și încet, încet ne pregătim să-i ajungem din urmă pe cei mari. Și cel mai mare membru? Cel mai mare aș zice că este Luiza Angel, despre care vorbeam mai devreme și care are 23. Mulțumesc, Cosmina. Eu stau prost cu matematica. Mâna dreaptă. Mâna dreaptă. Deși e pe stânga, da.
Da, ne bucurăm mult de tot că sunt totuși tineri în orașul nostru care sunt interesați de sport. Și că există atâtea lucruri legate de sport, adică atâtea ore diversificat, nu prea știam lucrul ăsta. Nu știați, vă spun eu acum. Deci în cadrul asociației noastre avem pe lângă cursurile de gimnastică și dans adresate copiilor și tinerilor la nivel competițional școlar, deci ne pregătim pentru competiții, avem și cursuri de gimnastică de întreținere în fiecare zi, de luni până vineri, începând cu orele 20 la sala de sport de la școala 4. Avem lunea, miercurea și vinerea gimnastică aerobică, avem marțea power jump, de unde venim noi acum, așa zâmbărețe și fresh. Și joia avem seară de dans. Pentru tineri, pentru adulți, pentru cei care vor să învețe să danseze, horă, sârbă, da? Foarte frumos. Salsa, bachata, rock and roll, zorba, macarena, meneaido, hora bulgărească, foarte multe genuri de dans, o oră de dans în care ne simțim foarte bine. Sunt convins că totul... Chiar trebuie să ajungem și noi pe la sală. Da, trebuie. Ați putea încerca. Cred că e o atmosferă foarte plăcută și mai mult vă distrați, nu... Cu siguranță. E un mod de relaxare. Da, este bine de știut. Da. Să vedem ce mesaje mai avem pe Facebook. Dacă mai avem. Nu cred. Da, cred că telespectatorii au fost atenți și au fost captivați de subiectul din această seară și nu au avut timp să scrie pe Facebook. Da. Trebuie să îi spunem și noi la mulți ani colegului nostru, Alexandru Crăciunescu. La mulți ani. Da. Înțeleg că mâncăm tort după ora de power jump. Da, cred că trebuia să-l sunăm, să-i dăm un telefon, să vină sună-ne. Aici. Sună-ne. Hai să spunem la mulți ani. Hai, sună-ne. Sper că nu ți-e frică. Da. Timpul trece. Da. Destul de repede. Trece repede. Ne-aș fi plăcut să avem mai mult timp să stăm... Mai ales că ai multe să ne spui. Cu mare drag, oricând acceptăm invitația voastră și putem veni și cu alții copii și tineri din asociația noastră, care vor să se prezinte, să vorbească despre talentul și despre inclinația lor, așa cum a făcut în această seară Florentina, așa cum a făcut și Cosmina, răcită fiind. Răcită din nefericire. Răgușită. Lăsați că o să vină în alte emisiune când o să fie în formă de 100% activă și o să poată vorbi. O să stau aici o oră. O oră? Da. Ar putea să vină Cosmina, de exemplu, și Alexandra, care a fost mai devreme, Alexandra Constantin. Ele au participat, așa cum vă spuneam, în această vară la două proiecte de tineret. Ar putea să vină împreună și să vă prezinte ce se întâmplă, că proiect de tineret sună așa... Pompos, nu? Pompos, nu? Clar. Vă uitați un pic așa pe lângă mine, nu? Eu știu exact. Și cred că nu doar noi și telespectatorii. Cu siguranță. Deci este programul Tineret în Acțiune, programul pe care Comisia Europeană îl oferă tinerilor, program prin care tinerii din toate țările europene se pot întâlni, pot face fel și fel de activități împreună, având parte de finanțare europeană. Deci este ceva interesant atât pentru voi, cât și pentru tinerii care ne urmăresc și care, de ce nu, ar dori să se implice în astfel de activități și care ar dori să călătorească în alte țări, să cunoască tineri din alte țări cu care ar dori să interacționeze. Siguranță. Da. Cum spuneam... Nu și mi-a rămas bun de la prietenii noștri. Cum spuneam, da, timpul a trecut mai repede decât ne așteptam și în această seară. Și acest lucru s-a întâmplat numai din cauza... numai pentru... Ce ai vrut să spui? Nu sunt sigur, doar pentru că am fost alături de voi. Cred că acesta este singurul motiv pentru care timpul a zburat în această seară. Vă mai așteptăm și data viitoare, la aceeași oră. Până atunci, noapte bună. Și nu uitați, că suntem pe Facebook. Acolo ne găsiți, mesaje, așteptăm cât mai multe, nu ca astăzi. Da. Și viitoare teme, ce vă doriți voi să vedeți la noi în emisiune? Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Noapte bună vă dorim. Pa! Pa, pa!